Tu să știi că te isprăvi de minune pentru prima dată să vii, să cânți pe viu, live. Asta nu toți, chiar și artiștii mari, când vin la filmări televizate, interpretează cu playback. Dar tu ai avut așa curaj, această piesă, s-o cânți pe viu. Da. Bravo, numai că ai avut emoții. Dar prima dată te iertăm, așa. Și dacă ai și tu acolo o urare pentru cei dragi de acasă, pentru mame, pentru tate, pentru bunici, n-ai decât să o faci. Vino mai aproape de mine, hai. Și am și pentru colegi. Bună! Ne vedem la școală. Sărbători frumoase! Ok, Natalia, asta este nepoțelul tău, tu ești bravo. Dar trebuiește de plecat la studio. Să faceți, să fie mai super, că la anul viitor să o cântăm cu playback. Da, neapărat vom merge și vom înregistra, dar acum a fost așa pe neașteptate și am încercat și noi să ne isprăvim cum am putut. A fost fără pregătire, a fost doar așa. Adică el a mai pregătit-o la școală un pic și eu l-am susținut la refren. Bine, noi îți mulțumim frumos pentru această prezență frumoasă și desigur că scena îți aparține. Mersi!